În mare parte, trăirile și experiențele noastre din copilărie ne conturează activitățile pentru tot restul vieții. Asta se întâmplă fiindcă în subconștient se formează niște tipare de comportament care vor rămâne acolo și după ce creștem. În momentul în care se solidifică în subconștient, ele preiau denumirea de capcane mentale. De exemplu, copilul unui alcoolic va ajunge să se căsătorească cu un alcoolic. Suntem atrași inexplicabil de tipul de persoane cu care am crescut. Prima dată când eu am resimțit acest lucru a fost în relațiile mele. Din cauza că atunci când eram mic, n-aveam încredere în mine, mereu căutam aprobarea celor mai mari. Iar aceștia, în loc să mă învețe să îmi cresc stima de sine, m-au făcut să fiu într-o oarecare măsură dependent de ei. Acum, după ce am crescut, am realizat că sunt atras inexplicabil de fetele independente și care au o anumită poziție socială, nu neapărat de cele mai drăguțe sau empatice. Asta ți arată cum experiențele și trăirile noastre din copilărie se revarsă în viitorul nostru în interacțiunile cu oamenii. Personal, am luat decizia să fiu atent la ce calități prețuiesc cu adevărat și îmi doresc de la o fată, ca să nu mai cad în capcana mentală care mi inducea ce tip de fată mă atrage. Nu zic că a fi independentă e un lucru rău, în cazul meu, doar că eram atras de asta într-un mod nefiresc. Acum, am capacitatea să văd peste această capcană mentală și să aleg ce-mi doresc cu adevărat de la o fată. Capcanele mentale au origini în copilărie, pot fi experiențe repetitive sau pot proveni de la o singură amintire. Totuși, în majoritatea cazurilor, ele reprezintă tipare sau teme de lungă durată. A doua caracteristică este că aceste capcane sunt autodestructive. De aceea se și numesc capcane, fiindcă produc rezultate negative și ne subminează. Iar a treia caracteristică e că acestea luptă pentru supraviețuire. De fiecare dată când sunt pe cale de a fi extirpate, ele își găsesc o justificare prin tine, cum că logica ta nu e bună, sau că e ok să fii trist, sau atras de persoane reci, și așa mai departe. Subconștientul tău e un loc extrem de rigid, asta și datorită faptului că ego-ul tău e conectat cu el. Atunci când vrem să schimbăm ceva cu adevărat grandios la noi, practic, scoatem la iveală ineficiența ego-ului nostru, implicit a noastră. Iar aici e un mediu vitreg, fiindcă acest ego are o forță extraordinară la schimbare. Se zice că după vârsta de 25 de ani, creierele noastre și tiparele de gândire se rigidizează, atât de tare încât, efectiv, nu există șanse de schimbări majore în viața unui om. Există chiar și o expresie pentru asta care sună cam așa. Nu poți învăța un câine bătrân trucuri noi. Câte persoane ai văzut tu în jurul tău care să se schimbe drastic după această vârstă? De obicei, lumea transformă un singur lucru sau fac modificări mici. Rar vezi ca cineva să schimbe identitatea. De aceea, profesorii adevărați se concentrează pe copii, fiindcă știu că acolo e cel mai mare potențial de viitor. Tot ce pot să zic e că subscriu la această idee, însă cred cu tărie că cine își dorește cu adevărat evoluția poate face acest lucru la orice vârstă. Iar ca exemplu pe Warren Buffett. El are peste 80 de ani și e unul dintre cei mai buni investitori din toate timpurile. Este un exemplu atât pentru tineri, dar mai ales pentru adulți. El și acum citește peste 6 ore zilnic, nu contează care o vârstă așa de înaintată. Totuși, aceste obiceiuri și le-a format din copilărie, când citea zile în șir, fără să se oprească. Nu contează ce vârstă ai, oricând poți să-ți implementezi noi rutine care să te ducă spre succes. Acum că ai aflat de ce ești atras de unele persoane, fără nicio explicație și de ce te subminezi singur, hai să-ți dau și o soluție ca să-ți poți schimba aceste capcane. În primul rând, aceasta trebuie identificată. De obicei, pot să fie chiar mai multe în același timp. Autorul a identificat 11 capcane mentale existente, printre care capcana abandonului, capcana neîncrederii și abuzului, cea a deprimării emoționale și așa mai departe. Fiecare dintre ele are trăsături comportamentale unice și se manifestă diferit de la o persoană la alta. Unii sunt autodestructivi, alții intră în relații greșite, alții își bat joc de bani, etc. Al doilea pas este să înțelegem originile din copilărie. Sunt extrem de multe exerciții pe care le poți face ca să te reconectezi cu ceea ce autorul denumește copilul rănit. Trebuie să-ți regăsești sinele din copilărie și să te reconectezi cu el. Dacă nu știi cum să faci asta personal, pot să te ajut în acest sens, te rog doar să-mi lași un mesaj.
Și 3. Uitați-vă la lista de argumente în favoarea capcanei. Există vreo dovadă reală, logică, care să indice faptul că această capcană reprezintă o caracteristică din naștere, biologică? Sau ați fost făcut să credeți acest lucru de către familie sau societate? De exemplu, v-ați născut incompetent sau vi s-a spus în mod repetat că sunteți incompetent de către un părinte critic, astfel încât să ajungeți să credeți că este adevărat? Scenariul ce tocmai l-am zis e deprins din capcana dependenței. Trebuie să înțelegi și atenție să-ți dovedești logic că nu e așa. N-am să mai intru în detalii, fiindcă sunt mulți pași tehnici pe care poți face ca să-ți schimbi aceste capcane mentale. Pentru mine a fost o chestie revelatoare să aflu că sufăr de astfel de capcane ca cea a neîncrederii în sine. După ce am aflat, am luat decizia conștientă de a lucra asupra acestui lucru. Nu pot zice că am reușit, fiindcă acest proces e unul care se manifestă pe toată durata vieții, însă încerc să-l înțeleg și să schimb aceste părți negative ale subconștientului meu. În principal, problemele, deși avem impresia că ele vin din exterior, de fapt, acela e doar locul unde ele se manifestă. Adevărata problemă e în interior. Dacă reușim să ne vindecăm înăuntru, afară nu pot exista probleme.